Mergem mai departe cu K1. Centura Grand Prix-ului mondial de K1 a rămas în Moldova. Constantin Țuțu a câștigat primul turneu internațional într-o finală moldo-olandeză. Țuțu a demonstrat că moldovenii sunt cei mai tari, a declarat invitatul de onoare al turneului Cătălin Moroșanu după ultima luptă. Constantin Țuțu a câștigat turneul de la Chișinău după ce l-a învins într-o finală de foc pe olandezul Leon Miedema. Moldoveanul a avut câteva ocazii bune de a câștiga prin knockout. Însă meciul s-a disputat până la capăt, iar victoria i-a fost acordată lui Țuțu la decizia unanimă a arbitrilor. M-am gătit, cum am spus, la 100%, ca să ies aici ca să se lupt frumos. Nu am nicio șansă ca să fiu învins aici acasă, deși nu pot să mă gândesc la lucrul ăsta. Sunt mulțumit foarte tare, enorm de tare. He was physically not stronger because I could have his punches, but he made more points and that made him the winner today. Invitații turneului au rămas impresionați de lupta finală. Vă spun sincer, a fost un show total. Îl felicit pe Țuțu pentru că a făcut un meci extraordinar. Bă, și avea și o ciudă pe olandezul ăla care scădea el buricul pământului. A demonstrat că noi moldoveni suntem tari și suntem cei mai tari. Pe tabloul principal al competiției de la Chișinău a mai participat și moldoveanul Victor Curtiș, care a fost eliminat în semifinale. Da, Moroșanu în stilul său. Bună seara, Constantin. În premieră la Publica TV este primul campion mondial al Moldovei. Versiunea K1, una dintre cele mai populare lupte din lume, genuri de sport de contact. Bună seara și bine ai venit. Da, bună seara și mersi că m-ați invitat aici în emisiunea dumneavoastră. Felicitări pentru centura. Vedem centura de campion K1 pe care ai câștigat-o aseară. Cum a fost? Greu, ușor? Eu m-am uitat. Pentru mine a fost spectacol. Cum a fost pentru tine? Pentru mine cred că mai puțin spectacol, deoarece m-am gătit foarte mult, cu medicul acolo am lucrat foarte mult. Practic, după prima luptă, cum s-a finisat, au apărut careva traume de cum. Și cu trenerul, cu el, adică e mai puțin show, eu am văzut, cred că decât tine. De cum ați văzut, prima luptă, a doua luptă au fost foarte bine, foarte frumos și sunt mulțumit de rezultatul care l-am obținut. La noi, la fotbal, e într-un fel, adică e un stadion întreg, e mai departe puțin public, aici publicul e mai aproape. Cât de mult contează un public care te primește ca la tine acasă? Da, de cum ați văzut că publicul dice de la Chișinău, din Republica Moldova, este foarte fierbinte. Și e foarte plăcut ca să luptă aici acasă, și sunt bine, în puteri și ține foarte bine publicul de de la Chișinău. Am văzut meciul cu olandezul ăsta din finală, pentru că ăsta a fost cel mai important din marea finală și parcă era cam pierdut în ring olandezul. A contat și publicul? Da, normal că fără susținerea publicului, adică nu egal cu zero, da, când ieșim la ring. M-a susținut foarte mult publicul și m-am străduit ca să fac față la susținerea lor. Am luptat, ca, cum am spus, ca pentru ultima dată, ca să rămâi centura aici la noi acasă, să nu dăm la olandezi. Dar cum e, că vreau să ne spui tu în câteva cuvinte, cum a ajuns ca Moldova să organizeze un astfel de turneu? Pentru că cu siguranță cunoști detaliile. Deci am ajuns să organizăm un turneu, o finală mondială Grand Prix aici la Chișinău. De cum știm bine toți că din 2009 primul circuit de K1 a fost la noi aici în Republica Moldova. Atunci putem să spunem așa, s-a ales cel mai puternic luptător din Republica Moldova și după asta au început automat mai multe. Europa au fost turnee, da, Minsku și au început să ridice foarte repede K1 aici în Republica Moldova.
deoarece o apărut și FEA, Asociația Entertainment, și lucrează foarte mult la lucrurile astea. Și la ziua de azi, Kiwan, într-adevăr, s-a ridicat foarte tare și la publicul nostru le place lucrul ăsta. Pentru că pe timpuri eu mi-amintesc că noi am avut mulți luptători de K1 și kickboxing, e cam aceeași, sau greșesc? Bine, kickboxing-ul ăsta luptăm numai cu mâinile și picioarele, acolo mai sunt careva reguli la picioare, că se poate mai sus de brâu de bătut, permite câteodată și jos, acolo depinde de regulile care se luptă în kickboxing. Aici în K1 se permite și cu genunchi, de cum știți, și cu mâinile și cu picioarele, practic, e o luptă așa foarte interesantă și le place foarte, e probabil publicul foarte tare. E spectacol mult. Da, e spectacol și loviturile sunt frumoase. Da, pentru că vorbeam și despre faptul că acum câțiva ani, parcă mi-amintesc, s-a organizat ceva de genul la Chișinău, o federație internațională de K1 amator. Ceea ce faci tu acum e profesionist. Da. Nu mai este amator. Federația de K1 amator special a făcut-o ca să copiii mici sau amatorii care vor să înceapă K1 să știe ce înseamnă K1, adică ei au o posibilitate ca să înceapă de la zero, să treacă prin școala asta amator și ca să devie profesionist trebuie să lupte acolo careva să câștige lumea, Europa, care sunt el gata, poate să iasă la ringul profesional să lupte. Adică are o posibilitate să înceapă de la zero și să se ridice în sus. Se câștigă bine în K1-ul profesionist. Da, cred că la ziua de azi, de cum se câștigă foarte bine și așa cum aud din sportivi, sunt mulțumiți. Și am văzut undeva că, nu știu, te întreb pe tine, e adevărat, nu e adevărat, Moroșanu, care e clar favoritul galeriei de oriunde, de peste tot unde sunt români, a luptat într-o gală pe $1.000.000, e adevărat sau nu? Da, da, aveți dreptate, da, el a luptat acum în finalul de K1, a fost învins probabil de ucraineanul Juravlev, acolo a fost un premiu foarte mare, precis nu pot să vă spun ce cifre acolo a fost, dar au fost foarte mulți bani. Dar tu nu lupți în categoria super grea, e o categorie mai mică de greutate. K1... 85, da? Foarte așa. Da, K1 Max este 71 de kilograme și pe urmă este K1 91+. Și ca să fie mai interesant, probabil, la public, a făcut să fie și 95 de kilograme. În 71 este viteză, nu-i putere, în 91+. Este putere, dar nu-i viteză și au făcut... Mijlocie. Da, ca să fie iarăși mai și interesant. Și tu ești în mijlocie. Așa se primește. Adică puține șanse să vedem un meci dintre Țuțu și Moroșanu. Moartea din Carpați. Poate pe viitor, peste 2-3 ani, o să vedem ce o să fie cu kilogramele mele și... Adică nu e exclus să ajungi la grei. Nu, deloc nu e exclus. Pentru că parcă m-am... informa puțin de pe Google și undeva scria că ai boxat la un turneu chiar și în categorie de 71 de kilograme. Da, K1 la noi, Republica Moldova, s-a început cu 95 de kilograme, da? Cei 8 sportivi din Republica Moldova au fost box, diferite stiluri de sport, cei mai buni au pus să luptăm aici acasă. Adică eu am optat în 85, și careva timp acolo trebuie să lupt în 71, foarte greu mi-a fost, am luptat, în Minsk asta a fost și după asta nu am mai vrut să mai fac 61 de kilograme, m-am întors aici. Ți-a fost mai greu să dai jos din kilograme decât să lupți în ring? Da, ca să faci kilogramele astea mi-a fost într-adevăr foarte, foarte greu. A fost o lecție, cred că, care nu am să uit niciodată. Da, ai foarte multe întrebări de la telespectatori. Sincer, chiar m-a mirat faptul asta, denotă faptul că K1 este destul de popular la noi în Moldova. Am văzut și câți oameni au fost ieri la sala polivalentă. E impresionant, într-adevăr. Cine este primul antrenor și cum ai ales K1? Eram mic copil, primul antrenor. Am început să antrenez
Muay Thai, adică nu K1. K1 acum câțiva ani am început să lupt K1. Primul antrenor a fost Kubashov Sergei Vitaliuș. Am antrenat... Deci, probabil... Dar chiar ce mai face Kubashov? Îl cunosc. Da, el acum e în Moscova. E, am auzit că e ca antrenor probabil acolo. Și se descurcă foarte bine. Așa vorbim numai pe telefon, scurt. A plecat deci de aici. A plecat, probabil, probleme. A fost unul dintre pionierii kickboxingului în Moldova. El, ce știu eu, din ce mi-amintesc, prin anii 90. Și până la momentul dat, chiar anul trecut, el a fost... Nu anul trecut, un an urmă, a fost premiat ca cel mai bun antrenor aici în Republica Moldova. Măcar că el nu este aici, oricum școala lui a rămas aici în Republica Moldova. După Kubashov Sergei Vitaliuș, am... Colegul meu de echipă, care noi împreună ne-am antrenat, am început să mi fie antrenor, să mă ajute, să... Practic, eram prieteni de mici împreună și așa s-a întâmplat că a trecut ca în rol de antrenor. El Trocin Nicanor, el mi este prieten, frate și antrenor, adică mă înțeleg foarte bine cu dânsul și mi este foarte ușor cu dânsul că am să merg în sport așa în sus. Sunt mulțumit că am noroc de așa antrenor. Da, asta e interesant. Ați început împreună și acum e antrenor. Ce să faci? Ce sfaturi ai da unor copii tineri începători care vor să practice K1? Probabil că mai puțin timp să acorde internetul lui și să nu le fie rușine, mai spus asta, să nu le fie rușine să intre în săli sportive, că acolo este... Sportul este viața, da, cum se spune? Da, păi mișcarea e viața. Mișcarea e viața, da, și lasă încerci și ei să vadă ce asta, nu numai să stea în sală sau undeva acasă, să privească K1. Avem condiții în Moldova ca să meargă copiii să facă K1? Da, acum la momentul dat chiar este o gamă foarte largă de condiții, diferite săli, diferite antrenori. Numai să vii, să ocupi și le dau și probabil... Și mănuși, le dau tot ce le trebuie, și haine le dau. Pe timpurile noastre, când eram noi mici, nu unică nu-mi dădea. Blam cu mănuși de astea de box, vechi. Luate de când hău. De sam, de câte 3 ori, de 4 ori, le punem câte o bucată de piele. Dar acum ei tot le dau numai să vii în sală și să copi. Da, interesant. Cine este idolul tău din K1 și de ce? Acum, la momentul dat, eu nu mai știu, adică mă gândesc numai la antrenamentele mele, ce trebuie să fac, cum să mă antrenez. Da, probabil câțiva ani în urmă, 2-3 ani, era tailandezul Porparamuk Bokav, un tailandez luptă în K1 Max. Îmi place cum el se mișcă, cum el loviturile lui sunt foarte spectaculoase. Deci nu e unul gen Boniaschi sau... Nu. Nu, îmi place. Trebuie să vedeți luptele lui tailandezului ăsta și o să înțelegeți de ce eu vorbesc. Că la noi mai mult s-au uitat la ăștia, la Jerome Lebaneca, e censurat cu moldovencă. Francezul. Bravo, e așa, mereu cu capul umflat de pe ring. Nu, Lebaner tot e bravo, luptă foarte frumos. Oricum, nu a avut noroc niciodată să câștige un turnier așa... Niciodată, măcar K1 să-l câștige, să fie câștigător, dar luptă foarte frumos. Acum nu știu dacă el mai luptă, probabil că nu mai luptă de acolo. Da. Cine care a fost cel mai dificil adversar, în special din Moldova, care e cel mai incomod al tău? Tot telespectatorii te întreabă, astea sunt toate întrebări de la telespectatori. Da, acum nu știu dacă este cineva, dar când am început să apară K1 aici la noi acasă, a fost, da, Doroftei, chiar am tăiat cu dânsul, prima luptă a fost. Un băiat foarte educat, fizic foarte puternic. S-a început lupta foarte greu cu dânsul. Cred că cu dânsul și a fost foarte greu. Așa. El venea din MMA, din ce știu. Pavel Doroftei, da? Da, el a practicat și K1 și Muay Thai, a fost campionul Republicii la Muay Thai și pe urmă a plecat în lupte fără reguli.
Dar știam că era prin Londra, prin Anglia, pentru că a încercat cel puțin să-și facă o carieră în MMA. Da, și foarte bună carieră a început, lupte frumoase vie, dar acum nu mai știu ce faci. Tu nu ești tentat să pleci undeva? Nu vin agențiile astea mari de prin Olanda cu oferte? Sau ești legat de contract cu feia? Da, normal, am și un contract și am și chiar și niște înțelegeri avem și chiar nu vreau să plec, vreau să lupt aici pentru Republica Moldova. Dacă v-ați sătura de mine, pot să plec, nu e nicio problemă. Noi chiar suntem mândri că avem un campion K1 aici și înainte să încheiem emisiunea și să plecăm la culcare, pentru că bănuiesc că ai și un regim de sportiv, care este totuși visul tău pe viitor? Ai zis că posibil chiar să ajungi în categoria grea. Dacă acum a apărut categoria 84, vreau să lupt aici încă 3, 4, 5, câte să mai pot să mai câștig centuri de astea, să fiu campionul lumii. Oricum, cred că am rămas de cum e istoria K1-ului, adică primul moldovan care a luat centura asta. Cu siguranță. Da, și chiar și în istoria aici, în Republica Moldova, primul campion aici acasă. Și vreau să lupt mai departe și să bucur cum Republica Moldova cu succesele mele. Și încă o dată felicitări pentru această centură și îți doresc să le adun pe toate 5, să ai o colecție întreagă și să mai adun încă 5 și de la categorie super grea. De cum am 3 acasă, asta e 4, încă 5. Nu, chiar de asta, de campion mondial K1. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, mulțumesc și telespectatorilor care au fost alături de noi în această seară, din păcate timpul a expirat, trebuie să încheiem. Nu uitați, mâine o vedeți emisiunea pe site-ul moldfutbol.com, dar și pe site-ul nostru publica.md. Sunt Sandu Grecu, vă las în continuare cu colega mea Constanța Lungu pentru știri. O seară bună!